UPL vă recomandă zeamă bordeleză, fungicid cupri, polivalent și bacteriostatic. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Astăzi discutăm în prima parte a emisiunii despre așa numită legea porcului. E numită mai popular așa. Ideea este că e o lege mult așteptată, aș spune, și mult discutată. Am avut multe opinii vis-a-vis de această lege. Ea a fost aprobată ieri de Camera Deputaților, din câte am înțeles, și sigur că acum, dincolo de dezbatere, mai important e să aflăm puncte de vedere și să aflăm și câteva lucruri de conținut din această deja lege. Sigur, nu e încă lege, n-a fost promulgată de președinte, dar putem să o numim așa. Și primul invitat al ediției noastre de astăzi este domnul senator USR Sebastian Cernic, este secretar al Comisiei pentru Agricultură în Senat. Bună ziua, domnule senator Cernic, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așadar, numele, mai întâi să plecăm de la lucrurile simple, numele corect al legii, care este? Că deci, mi-a spus legea porcului. A spus foarte bine, legea e, se cheamă altfel și nu e legea porcului, așa a fost denumită popular, generic, așa. Popular, da. Da, este o lege de prevenire și combatere a răspândirii pestei porcine, așa a plecat ea, așa a fost depusă încă din 2021. Ideea e că a stat foarte mult la noi la Senat. Acum că a fost adoptată de Camera Deputaților, credem noi că este prea târziu. O astfel de lege ar fi trebuit să treacă, spunem noi, încă de prin 2017, când am început, să-i spunem, mai sever așa cu această pestă porcină. Și ne aducem foarte bine aminte atunci că SRI-ul a trimis peste 120 de informări către toate instituțiile statului pentru a elabora și pentru a legifera în așa fel încât să prevenim această răspândire a pestei porcine, dar din păcate o spun pentru că am ajuns să importăm 85% din carne de porc, din păcate legea vine prea târziu. Și aici că e vina Ministerului Agriculturii, că e vina ANSVSA-ului, am putea da vina pe toată lumea, ideea e că nu s-a întâmplat nimic. Și da, această lege, din păcate, chiar dacă a trecut de Camera Deputaților, credem noi că este prea târziu și nu știm ce ar putea rezolva. Ok, de acord cu acest, sigur că cu acest prea târziu, pentru că e limpede că pesta porcină a crescut în teritoriu, s-a întins în zone tot mai multe, cu măsurile pe care le știm. Această lege însă, așa întârziată cum e, domnule senator, ar putea să mai rectifice ceva dincolo de zona de pestă porcină și în modul de creștere a porcilor în România? Avem și niște prevederi care vizează? Ar putea. Noi am susținut această lege, dar însă ne-am abținut la Camera Deputaților pentru că în acest context al siguranței alimentare, în care, da, securității alimentare, unde știm foarte bine că prețurile au crescut și că oamenii nu-și permit să mai cumpere, să-i spun așa, din magazin, noi ne-am abținut pentru că acolo era o prevedere care interzicea reproducția porcilor în gospodăria proprie. Și tocmai de asta ne-am abținut la Camera Deputaților, chiar dacă sunt multe prevederi care sunt bune în această lege, nu cred că Partidul Social Democrat, care e social democrat, ar trebui să lovească exact acolo unde este mai greu, și anume în mediul rural, care de altfel se confruntă cu foarte multe probleme. Acum că m-ați întrebat de prevederile acestei legi. Câteva poate mai importante, da, dacă vreți să ne spuneți. Au fost definite exploatațiile, tipurile de exploatații de porcine, dimensiunea acestora, pe lângă responsabilitățile operatorilor, și cred că cel mai important au fost cerințele minime de biosecuritate, pentru că principala problemă a răspândirii peste porcine, principala problemă e că nu existau măsuri de biosecuritate în foarte multe exploatații. După care au fost introduse obligații pentru operatorii care dețin porcine, inclusiv o strategie de management și de vânătoare a porcilor mistreți.
cumva și o campanie de conștientizare, cerințe privind circulația comercială acestor porcine, pentru că un factor foarte important îl spunem noi, transportul, nu, acestor... este transportul animalelor, și pentru că nu există un circuit clar care să fie monitorizat, da? Atunci nu știm de unde a plecat și unde s-a dus peste porcină. Din acest punct de vedere, domnule Cernic, legea face un pas înainte, în opinia noastră, sau nu neapărat? Mă refer la monitorizarea transportului. Face un pas înainte, dar repet, este prea târziu, pentru că nu ai unde să mai aplici această lege. Pentru că v-am spus, importăm 85%, ar trebui în momentul de față, Ministerul Agriculturii, care din păcate, această problemă a fost ridicată de noi și în moțiunea simplă depusă împotriva domnului ministru Taia, care a refuzat să-și dea demisia, parlamentarii îl susțin și cu toate astea nu înțelegem de unde incoerența guvernului, pentru că și dumnealui a spus astăzi, invitat la ședința de guvern, că el nu a avut timp să constituie acel grup interministerial, un grup care ar trebui să găsească măsuri pentru a rezolva problema laptelui, că sărim din una în alta, dar e foarte important. Dacă acum două săptămâni primul ministru i-a dat această sarcină, dumnealui nu a reușit să constituie acest grup de lucru și să găsească măsuri atât cu producătorii, cu procesatorii, cât și cu lanțurile de magazine, să nu ajungem să plătim laptele 9, 10, 12 lei când el la poarta fermei este vândut cu 1,20 lei, 1,30 lei litru. Am văzut și eu la o altă televiziune, astăzi am văzut niște imagini din ședința de guvern cu domnul ministru Daia. Nu le mai comentez, în fine, da, mergem. Da, dumneavoastră nu, dar eu îmi permis. Este depășit și, din păcate, cei care au de suferit sunt fermierii și, pe lângă fermieri, sunt românii care plătesc produsele la prețul pe care îl plătesc. Și noi, USR-ul, am militat tot timpul și am spus atât și domnului Chesnoiu când era ministru și domnului Daia să vină în Parlament, la Senat, la ora Guvernului, la ședințele de Comisie al Agriculturii. Vă spun că nu au binevoit să răspundă invitațiilor noastre și nu știu cum să vă spun ce speranțe să avem de la un ministru care refuză dialogul cu legiuitorul, ce speranțe să avem noi că acel minister poate fi condus cum trebuie. Bun, mă întorc la ideea dumneavoastră, ce ar trebui să se întâmple pentru a relua, să zicem, producția, mă rog, pentru a avea efectivele de porcine. Acum ar trebui un plan, ar trebui ca ministerul, împreună cu mediul asociativ, să elaborez un plan de relansare a acestei industrii, pentru că știm foarte bine că au fost închise foarte multe exploatații. Știu foarte multe... Da, au fost sacrificați mulți porci, evident, avem un număr... Exact. Da, dincolo de faptul că au fost despăgubiți, nu au fost, nu asta e ideea, planul guvernului și, să-i spunem așa, ce ar trebui să facă guvernul și Ministerul Agriculturii este să facă un plan de relansare a acestei industrii. Pentru că noi suntem întotdeauna cu, sau Ministerul Agriculturii, cu Daia și cu PSD și până sunt în urmă, tot timpul cu un pas în urmă. Pentru că inclusiv la criza cerealelor vedem că noi suntem singurul stat care, să-i spunem, abia aseară am semnat tratatul cu Ministrul Agriculturii din Ucraina privind tranzitul cerealelor, când, de fapt, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au introdus cumva și restricții de import. Nu spunem că... Poate domnul Daia n-a avut timp să stea de vorbă cu ministrul din Ucraina. Glumesc acum, sigur. Sunt ironii. Normal că nu e normal. Da, și uitați că au reușit să obțină de la Comisia Europeană cele 4-5 state care au semnat, care au interzis inclusiv importul, o marjă de negociere cu Comisia și Comisia trebuie să răspundă până la sfârșitul săptămânii în ceea ce privește despăgubirile pe care statele le vor primi în urma importului. Pentru că sunt două aspecte diferite, odată tranzitul și odată importul. Lucrurile pe care le-au reflat, vreau să sar din una în alta, dar vă e foarte important. Vă rog, nu-i nimic că... E bine că abordăm mai multe teme, pentru că, iată, vedem, avem o viziune asupra agriculturii și vă mai invităm, evident. Vă rog, vă ascultăm. Cum să nu? Pentru că ANSV sau este instituția care se ocupă de gestionarea acestor probleme, cum este și pesta porcină, dați-mi voie să nu sunt prea convins că ei vor gestiona tranzitul de cereale și importul de cereale, așa cum ne-am angajat, cum s-a angajat domnul ministru ieri, pentru că ei au gestionat defectuos pesta porcină, e probată chestia asta, au primit informări și n-au făcut nimic în sensul ăsta.
Eu primesc semnale de la crescători de animale care spun că porumbul importat din Ucraina este de o calitate inferioară și nici măcar animalele nu vor să consume acele produse. Sectorul de morărit, la fel, sunt producători de pâine care se plâng de calitatea greului din Ucraina. Și cu toate astea, am observat că ieri au trimis cei de la NSVS sau alaltă ieri un comunicat prin care spun că din cele 9.000 de probe colectate din loturile de grâu și porumb din Ucraina, au găsit doar 3 probleme. Dați-mi voie să vă spun că eu nu cred așa ceva. Am văzut acel comunicat. Da, în fine, v-aș ruga, pentru că nu mai avem astăzi timp, domnule senator, o scurtă concluzie, poate și vis-a-vis de, să ne întoarcem poate la acea lege de combatere a pestei porcine, care ar fi concluzia dumneavoastră și sigur dezbaterea abia începe, sau mă rog, discuțiile abia încep și explicațiile. Așteptăm să fie promulgată de președinte, da? Poate ar trebui să renunțe, și pentru că contextul, legea când a fost inițiată în 2021 nu aveam această situație. Suntem în 2023, suntem în luna aprilie, avem o problemă cu importul masiv de carne, oamenii nu au cu ce să-și cumpere produsele finite, să-i spunem așa, cred că nu e oportun să interzicem acum și avem, sau Parlamentul are tot timpul intenția să legifereze împotriva oamenilor. Și oamenii de asta au ce au cu parlamentarii și au cu Parlamentul și ne bucurăm de cea mai mică încredere, pentru că nu țin cont de ceea ce se întâmplă în realitate, ceea ce se întâmplă în satul românesc, ceea ce se întâmplă în... ce se întâmplă cu populația. Și atunci legiferăm prost și oamenii nu au cum să aibă încredere în noi. Legea, v-am spus, este bună pe ansamblu. Noi, USR-ul, ne-am împotrivit pentru că interzice reproducția porcilor în gospodărie și sperăm ca ministerul să se trezească în acel cu acel plan de care vorbeați dumneavoastră. Da, cu un plan de redresare și acestei industrii. Dar și să știți că ca orice vas ai nevoie de un capitan care să conducă acel vas, nu de un capitan care spune în ședința de guvern că el nu a avut timp să facă acest grup de lucru. Ai nevoie de un om competent care să lucreze cu ministerul. Și aici mai fac o mică paranteză, că e foarte important, că am tot vorbit de despăgubirile la importul de cereale din Ucraina. Motivul pentru care noi am primit doar 10 milioane de euro este din cauza domnului ministru Daia, care a trimis datele greșite la comisie. A trimis stocurile cerealelor greșite. Bun. Și tocmai de asta avem nevoie. Așa de un om, da. Adică și eu cred lucrul acesta, dar în principiu ar trebui să și, mă rog, să vedem exact ce s-a trimis acolo. Nu, a recunoscut inclusiv domnul ministru. Am văzut că a spus europarlamentar. Domnul europarlamentar a recunoscut că stocul, inclusiv doamna Ursula von der Leyen, a spus că nu e posibil să fim afectați doar în proporție așa de mică, în condițiile în care 60% din cerealele exportate din Ucraina au trecut prin România. Și dacă au rămas aici un 2,5 milioane de tone, n-au cum să fie pagubele atât de mici. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru informații. Și noi USR-ul venim oricând, la orice emisiune. Sigur, o să vă mai invităm să discutăm pe temele agriculturii românești și nu numai ale industriei alimentare. A fost alături de noi domnul Sebastian Cernic, senator al Comisiei, senator și secretar al Comisiei pentru Agricultură din Senat. Imediat o să încercăm să luăm și o altă legătură telefonică și sigur că din acest punct de vedere am văzut abordarea de opoziție, să spunem, nu, a domnului Cernic. De ce nu? Avem nevoie de opoziție și de critica constructivă, să spunem, de la nivelul opoziției, inclusiv la adresa ministrului Daia, care, după cum vedem cu toții, este tot mai contestat, nu doar din spațiul politic, ci și din alte zone. Dar acum îl avem la telefon și mulțumesc pentru prezență pe domnul deputat Florin Barbu, este președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună ziua, domnule deputat, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, vreau să salut și eu colegii din platou și telespectatorii noastre. Da,
Mulțumim. N-avem colegi în platou, suntem numai noi doi. A fost înainte domnul senator Cernic. Îmi scuz, eu sunt în trafic și nicio problemă. Nu e, era doar un amănunt, nu contează. Important e că sunteți cu noi. Domnule Barbu, vreau să plecăm cu discuția noastră de la această lege, se numește pentru prevenirea și combaterea pestei porcine, legea porcului mai popular, așa, nu? Da. Proiectul de lege privind exploatațiile de creștere a porcinelor. Așa. Combaterea pestei porcine africane în România, popular legea porcului, exact, care a fost adoptată în Camera Deputaților în plen și a plecat spre promulgare către președintele. Care sunt aturile acestei legi, pentru că o cunoașteți bine și sunteți, iată, președintele Comisiei, care sunt lucrurile bune pe care le va aduce această lege, domnule deputat, vă rog să ne spuneți, și am văzut că a fost o observație, repet, de nivel politic vis-a-vis de reproducție, că de exemplu cei de la USR ar fi vrut să aibă, să se mențină posibilitatea reproducției porcinelor. Care este și opinia dumneavoastră vis-a-vis de această, și de această temă? Nu, legea a fost dezbătută aproape două luni în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, a fost dezbătută cu toate asociațiile din domeniu, cu majoritatea fermierilor care sunt în domeniul suin. Am discutat și am analizat foarte bine tot textul legii, astfel încât forma care a ieșit de la Senat să fie îmbunătățită și să iasă un proiect de lege bun, astfel încât în România să avem un proiect de lege privind creșterea porcurilor, porcinelor, exploatațiile de porcine, lege care în ultimii 30 de ani nu a existat în România. Lucru, da, care ne îmbucură foarte mult că a trecut această lege, inclusiv de plenul Parlamentului, întrucât această lege, bineînțeles că va fi notificată și va fi adusă și la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, proiectul de lege are și combaterea pestei porcine africane, astfel încât Comisia Europeană să vadă că am luat măsuri de biosecuritate atât în ferme, atât în gospodării, astfel încât atunci când mai avem parte de pestă porcină să putem primi despăgubirile de care fermierii au nevoie. Am în înțeles. Al doilea rând, pe partea politică care dumneavoastră a specificat-o, era o observație, da, vă rog. Ca colegilor de la USR că acel articol în care era interzicerea porcului în gospodărie la maxim 5 porci a fost eliminat, deci se pot crește în gospodării porci fără limită și inclusiv reproducția, acel articol care a venit din Senat a fost eliminat și inclusiv tranzitul de purcei până în 60 de zile se poate face între persoane fizice și gospodările. Am înțeles. Deci se pot crește și mai mult de 5 porci în anumite condiții, domnule deputat? Sau? Nu, se pot crește și mai mult de 5 porci. Sunt condiții de securitate, biosecuritate minime în gospodării. Porcii vor fi crescuți, sacrificați și folosiți pentru uzul gospodăriei. Sau exact. Al familiei, să zicem, nu? Al familiei, da. Cât de dure... Lucru important prin această lege și am diferențiat, am băgat în această lege modificarea astfel încât România, pe cele 8 regiuni care le are, atunci când există un focar de pestă porcină într-o anumită regiune, să nu împiedice transportul porcinelor din altă regiune unde nu este pestă porcină, inclusiv să se poată face export atât de carne cât și produse preparate din carnea de porc din România. Lucrul acesta este în concordanță cu regulamentul Uniunii Europene, care până în momentul de față n-a fost aplicat, dar eu l-am transpus și prin această lege. Am înțeles. Deci încercați să concentrați măsurile antipestă doar în zona unde apare, nu? Că asta era ideea. Exact. Astfel încât, decât în zona să fie restricții de transport, dar în regiunile în care nu sunt focare de pestă porcină, să nu aibă probleme de tranzit, de dus în abator, de comercializat, astfel încât să aibă greutatea necesară porcul să fie rentabil atât din punct de vedere economic și pentru fermierii care activează în acest domeniu suin. Da, da. Erau discuții, au fost multe discuții legate de transportul porcinelor, că se făceau în condiții care le știm cu toții, uneori, mă rog, cu mijloace de transport, neautorizat complet. Și sunt niște reglementări aici în lege vis-a-vis de această zonă de transport? Sigur, deplasarea porcilor nu se mai face
fără avizul medicului veterinar, în cazul în care este identificat în trafic cu o mașină neconformă din punct de vedere al transportului de suin în interior, acesta poate fi, mașina poate fi confiscată, inclusiv mașina, cât și porcii din care se află în autoturismul în care sunt transportați. Aha, deci s-au luat niște măsuri destul de dure, să zicem, în cazul în care se identifică astfel de situații. Sunt măsuri de biosecuritate astfel încât să reducem cât mai mult pesta porcină în România. Știți că era discuția aceea că porcii nu trebuie să mănânce după, mă rog, de restul de mâncare din gospodărie sau ele ar trebui fierte. Cum a rămas? Nu știu cum mai prevede acum. Sigur că e un amănunt, dar cred că asta interesează pe oameni, știți, până la urmă. Nu am intervenit asupra partei de nutriț sau ce mănâncă porcul în gospodărie. Am intervenit asupra măsurilor de biosecuritate, astfel încât oamenii care, populația care intră și pentru binele lor, astfel încât să nu aibă focar, să ieși păcat să crești până la 100 de kilograme un porc și apoi să duci chiar tu pesta porcină atunci când îi dai să mănânce. Sunt măsuri de biosecuritate foarte clare, spălarea pe mâini, sunt trecute în categorii care cred că fiecare om din gospodării care crește un porc își dorește foarte mult ca acest porc să-l taie de Crăciun. Da. Nu mai e cu schimbarea hainelor, nu era ideea de a schimba nu, hainele? Nu. Sau? N-a fost asta. Nu? Schimbarea hainelor era atunci când în gospodărie se discutase, în gospodărie ești vânător, crești și porci acasă, atunci când vii de la din zona de vânat, să vii să schimbi hainele, faci duș, intri și dai de mâncare la porc. Am înțeles. Și cum a rămas până la urmă, mai spuneți-mi, vă rog, cu reproducția, e interzisă sau e permisă? Nu sau? Este interzisă reproducția în gospodărie. Nu e interzisă, spuneți. Nu este interzisă și mai mult, este un articol în lege, nu l-am acum exact... Nu contează, spuneți-ne ce conține linii marcă. Este ca purcei până în 60 de zile, cu avizul medicului veterinar că o să fie declarați toate porcinele din gospodărie, o să avem obligația să-i declarăm în SNIA, astfel încât să avem o evidență clară a porcilor în fiecare gospodărie, cu avizul medicului veterinar, inclusiv porcii care sunt reproduși în gospodărie, să fie transportați până la 60 de zile, practic cât este porcelul, ajunge la 20-25 de kilograme. Perfect, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi, vă așteptăm aici la Agro TV pe această temă. Știți mai bine decât mine că e un subiect important pentru România și care trebuie evident explicat și este un subiect dezbătut. Important, v-am spus, în ultimii 30 de ani nu a existat o lege a porcului. Bun, e bine că avem acum o lege. Și mai mult, cred că este actul normativ prin care avem obligația politică, aici vorbesc de toate partidele, să încercăm să salvăm sectorul suin din România. De acord. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în această emisiune, în această după-amiază, domnule Florin Barbu. Mulțumesc că a fost alături de noi. Domnul Florin Barbu este și președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Ne oprim aici cu prima parte, revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem.